Bună seara, prieteni, bine v-am găsit la un nou vlog pe canalul de YouTube David bine de la Strehaia. Uitați, prieteni, care-i problema? Mi-a tăiat tanca apa la cald de la baie și acum mă duc la patroana să fac baie și mă duc, cred că, să și dorm acolo. Să-mi iau bagajul ăsta de aici. Am dus puțin în bagajul astăzi la ea. Ho, fira la noi, bisă, prieteni, nu chem să am mare. Deci, lasă dacă v-aș arăta. Cum să plecezi din cameră? V-aș arăta. Asta e, trece până mâine. Am plecat să fac baie la patroana. Patroana, tu ce faci? Ce mai zici? Să vă uite ce murdărie voi apreța. Lasă murdărie, dar mi-e copii în casă. Uite ce murdărie. Dar mi-e copii, patroană. Hai, unde sunt casă? Dar de ce nu mai spui nimic, vezi să lucrezi cu patroană? Uite, vezi, patroană, că eu am alunecat mai devreme ca plouat, să știi. Gata, prieteni. Am venit aici la ursul. Aoleu, dar dracu să mă ia! Ce-ai făcut? L-am dat să o iau de la început. Dar acum, ce e frig aici? Nu dă tu zonul ăla. Nu e așa frig. Păi frig, frig. Da, m-am văzut. Când dă-mi drumul? Păi nu știu să-i dau, și nu știu unde e ursul. Ursul a făcut ăsta acolo, ce-a făcut? O vin păstus. Ha? Nu știu. Bă, cum dormiți acolo un pic? Da, stai cald. Bă, patroană, dar de ce ți-ți așa, că eu nu te mai aud. Măi, frig. Păi, frig. Asta nu-i frig. Și dormiți un pic. Bă, dar unde umblați așa în gaz, că se speriați? Păi am venit că a plouat și să n-alunecăm. Și v-ați ținut unde ați? Da. E frig aici. Deci noi, prieteni, când plecăm undeva da, și, da, dintr-o, da. Și din casa mare în casa mică, noi plecăm în echipă, ca să știți. Priză, nu știu, pe aici e Georgiana. Doamne, dar mă mănâncă pielea, nu știu de ce. Am luat răia de la Anca. Am dormit în patul ei. Pe bune am luat răia de la ea. Iar el zice că nu este murdar. Doamne. Ai văzut ce dulape. Dar pe cuvântul meu, uite-te și tu de la ea. Ai văzut dulapele părâmate toate. Mama, de la mobile. Am luat răia, o fi răia asta. Lasă, nu vă mai certați. Priete, toate mobilele mele. Care l-a dus copilul meu cu tiruri, toate le-a fărâmat tanca. A destrăbălat camerele, dulapurile fărâmate. Și mai zice de baba aia. Baba aia a făcut casa Niterman. Și i-a bătut joc acum de camere. Să vă arăt într-o zi toate camerele fărâmate, destrăbălate mobilile. Da. Eu le-am făcut, n-a fost în stare să țină, să prețină. Lasă, patroane, oricum trebuie renovată casa și o renovăm, am zis că... Mihaela, păi, acolo casa ta, eu fac pe a mea. Ce pai la casa ta, patroane? Uite, am făcut ursul. Nu, că s-a apucat să uite, mă, la tapetul ăsta de la tata, la Lidia. Dar știi care e chestia? Nu, trebuie luat lipici mai puternic de la adeziv. Tapetul ăsta. Da. Tu nu vezi mica. Eu nu văd cu ochiul ăsta. Ai mai luat și un punct. Uite, tachia de acolo, uite, tachia de acolo. Lasă acolo, lasă acolo. Uite acolo și e tapetul. Mâine sau pui mine, când luăm lipici de la calul, mai trebuie pus... Patroane, trebuie să-l dau pe ursul pe afară de aici. Vezi, camera lângă mine. Să mă mut cu, să ia el dormitorul meu din casa mare. Da, vedeam tu, ceșoleul celate. Din casa mare și să dormim aici în ăsta. Aici să fac o baie, să ne numesc. Dar n-aș o să acebut pe la timpul. Dar nu mai aude nimeni, patroană. Da. Zi, patroană, zi! Zi că ce mai ajută conic. Dar ce te răs-o pe la mine? Păi ce-aș făcut? Ursule. Mă, voi n-aveți de gând să vă faceți căldură aici. Da. Voi ați văzut la mine acolo ce căldură e? Păi cine? Nu toată lumea are grijă nu să aveți căldură. Și eu, să păi unde e la mine? Că nu apane am grijă să am căldură acolo. Nu apane să n-am pe ea făcut. Pane, băgat cu zic una. Ce faci, Loredana? Patroană! O știi pe nepoata ta mică, cum o cheamă? Ia uite-te! Lorodana! Știi, patru, unde ai fost sus? Am fost până la Pintea, am văzut că e bine, e sănătos. E să leagă proapă de el. Mică rălică, doar Pintea asta, mică rătul e bagien, dar se apă doar din limonul și rost, se apă de-a depresia. Da, patru, nu te presi. Am sunat la poliție. Da? Față tăi. Uite, 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 jumătate. Vorbi de oameni. Nu mai, că ce oameni, nu mai avem treabă cu oameni, noi vorbim vlogul nostru, patron. De, păi nu vezi că ăla bâfâie câte una. Dă câte o râlă. Așa mai face.
N-am da. Eu o ordină de dile aia. Dar spune-ne și ce înseamnă. E drum că mulea, e prim, mă înțapă în coate. Dar care-i treaba aici, care-i grăbit? Care-i vin numai peretele la mine în spate și restul, atât trebuie. Păi da, da, s-a apucat și de mâine poate face următoare. Dar problema e că eu nu am ceea ce se numește viață. Eu am viața lui patru ani. Da, da, ascultă-mă pe mine. Da. Uite, îți fac o propunere direct în live. Ce-ți promite camera? Da, faci în schimb cu camera. Eu. Serios. Liniștit. Hai gata, de mâine încolo Dorin nu e acolo la mine, Georgia. Păi luați camera, e patul mare, destul de aveți, trăiți ca împărați. Uitați-vă și voi ce calde. Pe bune, veniți la mine. Nu, trăim ca împărați în garaj. Păi de ce, vă supăra Anca, de ce nu mă lăsați? Nu, Doamne ferește, dar noi vrem locul nostru. Păi nu e tot al vostru acolo. Păi tot al vostru e acolo, camera e mai mare, pe bune aveți două. Stai liniștit, că nici aici nu o să fii liniștit. De ce? Stai liniștit, că s-o trezi patronul la 7 și intră pe ușa de aici. Nu contează, eu la mine nu-i doar. Dar asta, fii atent. 7000 de chestii am pus aici. Uite, vin o tăchiștire. Le-a smuls din perete, uite. Patrona? Da. Păi da, dar înseamnă că patrona e Barosan, care are putere. Uite, tată, aici știi că era placa aia de lemn de să închide ușa. Le-a smuls din perete. Înseamnă că e tank. Arată-le la prietenii de că patrona, de la aici la cap, te ieși din pace. Uite, parcă mă deranjează ceva aici, stai aici ceva, o sfință, ceva. Nu, e un coș, ăla iese de la când te tunzi, e un coș, dar ăla când te tunzi se iertă scaldă. Nu, 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 nu-i nimic. Ăla e după patrona romanescă, cigen la meconică, așa unul tu stai în țara. Cine, cigen la meconic romanesc, că ai tot de-ale lila. Doamne, Dumnezeu. Dar noi casă de nebun. Păi cu cine să semene copilul lui Leo? Copii și toți casă de nebun. Cu cine să semene prieten copilul lui Leo? Ai căldură, cu cine? Să fac baie. Să fac baie, patron, ai căldură în baie. Face copiii în mâine. Bagă-mi caloriferul. Auzi ce face cu ursul și oaie în mâine. Mai ales ursul. Îți face pe țapă în ea de la luară de la... Lasă-vă, de unde e luară? De luară de la cioban. De la care cioban? Păi de unde iau bani? Ce bani de aici? Păi de unde iau bani la ciuban? Păi cum nu fac bani? Tu crezi că e bani? Ied, mă! Deci, prieteni, Leo de azi de dimineață ține pe patrona numai intensiune intensă. Ușor, 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 ia pulsul. Ied, m-a ținut toată pe el, prieten. Am o poză cu pinta. Că tot l-am pomenit pe pinta. Leonardo, dar era mic, Leonardo. Da, unde e? Unde e? Mama. Pe bune? Bun. Da, a plecat. Unde a plecat? A plecat mai devreme. Copilul ăla să ducă CD-ul. Știți că știi? Da, unde e Pinta? Stai ca să-l apoi împătenit. Bun. Leu, unde ai? Unde a plecat? S-a dus la Pinta, la Orga acasă. La Originala. La Originala. Deci cea mai tare pază, prieteni, Olga, sora mea, astăzi, mă sună. Dar de ce nu te duci la ea, că e căldură tot acolo? Ascultă-mă, îmi trimite o filmare astăzi cu ce credeți? Cu o mașină cu nici 6 în garaj la om. Adică nu la ea. Și a zis, uite ce mașină mi-am luat. Ia pe unde o prinde câte o mașină într-un garaj și a luat mașină. Da, aici și vezi că am făcut rutelul și la tine. La mine? Păi nu am, eu nu știu. L-am făcut. Da, aici merge până în camera aici? Peste tot merge. Nu mai în bucătărie, nu merge. În schimb, l-am făcut, merge și la tine în cameră și la mine în cameră. L-am făcut în mod special ca să meargă și la tine. Nu ți-ai să alim? Nu se uita și... Păi n-am stat eu toată ziua să fac rutelul. Da, bravo, că mi-a zis și mie Alin că e wireless acolo în casă să încarc pe el și eu am uitat și nu l-am încălcat pe wireless și am așteptat o oră jumate ca fraiera. E 5 de ani. Nu mi-am dat seama. Păi ia să vă dați seama de cum, că eu mă chinui de nebun să-l fac. Da, 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 trebuie să-mi bag și-o parul ăla, că nu știu care e. Să căzați ăla de țelică pe așa de ană, ori. Cărăl mândrimos, zugrăvelic, o doletă. Unde e caratit dovezele? Să fie dusă
Ce da, trebuie? Okay, pe o... Gata. Asta n-a cândeam, mai dăm tu chiar la mare. Mai dăm tu unde fie el. Patru ori de mâine de boală. Cine vrei să spun că sunt altcineva pe bune? Că sunt altcineva, patron. Chide toate acum, nu mai... Da, e fac săm și el nu vede nimic. Ce să faci? Acum dam zama. Acum dam zama. Îi fac săm să nu mai vorbească și el nu vede nimic. Despre ce să nu vorbesc? Despre nima. Doamne. Auzi, mi-a spus femeie că nu le păr eu. Bă, nu, dacă ții că nebunești, va veni miliția la noi. Nu cred. Fii mai credul, uite. Am sunat de probabil. Nu, cred că le era dor să vă vadă dacă sunteți bine. Cum stai că am întors, nu știam dacă e la noi. Deci au oprit jandarmeria la noi, la poartă din obișnuință, cred. Nu, ce urât să vede. Și pe ce înseamnă să ai bani? Să ai bani. Ia drumul înapoi. Aparatul de măsurare? Păi da, și? Deja du-te așa în pământ de la mine să facă baie. Mă, dar ce frig rău de tot, mă, cum stai? Păi n-ai ce să facă, trebuie să facă. Ori dacă nu faci la mine... Aaa, dar drumul să mă nebunească. Mă, nu faci baie, ce facem, mă, uităm de taină? Ia da-și. Hă? Ai auzit mașinile pe drum, ca mama, cu anții. Stai, m-am auzit. Ia să vă desprezi. Care s-o pierdat eu de-a și dolari și americani și români. De-a dat de una, mulți. Să-i minte cum a spus. La urmă, nu știu, știi când i-a tras de la dupință, când a venit lăutare și cântau mie. Da, mi-a zis Alin că a venit toată lăutare la tine și patronul l-a tras. Băi, băi, am cântat. L-a tras toată din prins și l-a spus afară. Bă, adusează de la București, unde ești lăutare. Mamă, s-o suiță băieță pe masă. Și le-a spus, fută, venea vorba lui Iorga, fută. Eu de câte ori am venit la voi de m-am fie pe masă și a strâns corect. A avut dreptate, pe bune. Ia la Iorga pe masă. Da, patru ori, dar noi... Când e beat, nu te ajutează de nimica. Eu când am fost beat, am văzut că am vorbit de oameni, că ai vrea și eu nimic. Ai văzut și două sticle de beat. Și că am brăstămat-o, nu știu, nu mai știu, că i-am beut. Ce păi da, a zis original în felul următor. Când vorbești omul în față, atunci se pune. Când vorbești omul pe la spate, nu se pune. Așa e, bravo. Citate de nou la originala. Doamne, cam atât, prieteni. Ne mai vedem și mai târziu și continuăm vlogul. Vă pup. Prieteni, am venit aici la patrona în bar, cum zice ea. Deci, prieteni, ca să clarificăm problema cu apa. Să știți că... Soacra mea încă n-a oprit apa. Nu merge hidroforul, știți, vechea problemă. Și de astea au fost probleme cu apa caldă și Leo s-a dus să facă baie la patroana. Deci, tratați asta ca un pamflet. Într-adevăr, s-au ciondănit puțin. A fost o ceartă de asta normală, cum e de fiecare dată la noi. Dar s-au aplanat, știți cum e la noi. Se aruncă vorbe de colo-colo. Și situația rămâne la fel, se evită unul pe altul, este totul în regulă, dar nu a fost vorba despre așa ceva, să oprească apa sau ceva. Mai sunt mici probleme, s-a remediat și problema pentru că am văzut că între timp a pornit înapoi motorul ăla de la hidrofor, merge apa caldă și suntem în regulă. Deci vreau să vă zic că chiar este frumos. Ne-am acomodat, facem treburile împreună, mai ales cu Georgiana, chiar mă descurc foarte bine. Ne ajutăm una pe alta și cu copiii, se înțeleg super, super, super bine. Mă bucur și pentru David că are cu cine să se joace, se înțeleg de minune și este totul așa cum trebuie să fie. Uitați acesta urs. Leo este pe TikTok, de aia nu v-am filmat acolo la el, că sunt în bucătărie și este foarte mare gălăgie. Și am vrut să mai discut un pic cu voi, vă mulțumesc oricum pentru toate comentariile frumoase pe care le-am primit. Și sunt multe comentarii, uite acum mi-am strâns părul pentru că am spălat vasele și mi-a târnat pe acolo aiurea. Dar sunt comentarii și comentarii despre părul meu, de ce îl ține dezlegat. Mai prieteni, eu n-am nimic,
cu absolut nimeni, dar fiecare își poartă părul așa cum îi place. Mie îmi place să-l țin desfăcut. Dacă vouă nu vă place, nu este problema mea, dar nici nu pot să-mi port părul așa cum mi se spune. Nu pot să primesc comenzi de la cineva cum să am eu stilul de viață sau cum să am eu stilul de a mă purta. Mie așa îmi place să-l țin desfăcut, plus că fac un tratament cu anumite fiole, cu vitamine pentru creșterea părului, pentru volum, pentru chestii, destul de costisitor acest tratament și mi s-a recomandat să-mi țin părul desfăcut. Dar oricum eu îl țineam desfăcut pentru că așa îmi place. Fiecare poartă așa cum se simte bine, așa cum se simte comod și mai ales cum crede el că îi stă bine. Eu apreciez când spuneți când fac mâncare să-mi leg părul, dar atunci chiar aveți dreptate și am să mi-l leg. Dar în restul zilei sau când fac eu curățenie sau când fac alte treburi sau orice altceva, mi-l țin așa cum îmi place. Cu părere de rău pentru cei care nu înțeleg. Însă sunt anumite situații în care trebuie să-l prind. Am încercat să-l prind așa mai lejer, că n-am voie să-l țin sugrumat, de-aia nici nu m-am mai vopsit. Vedeți că a început să mi se vadă culoarea părului natural. Dar așa îmi place mie, desfăcut. Și cred că mă prinde mai bine desfăcut. Prieteni, cam atât. Vă pup și ne vedem mâine la un nou vlog.